Este copilul unei femei de statură obișnuită și al unui bărbat diagnosticat cu nanism. A moștenit și ea această maladie, ce i-a împiedicat creșterea. Femeia are acum puțin peste un metru înălțime. A fost mereu arătată cu degetul. Din cauza sărăciei, a fost nevoită să cerșească în Rusia, unde era cât pe ce să fie violată. Revenit acasă, a fost bătută de proprii frați. Este povestea tristă a Lidiei Parașciuc din raionul Strășeni, o nouă eroină a proiectului Femeile Vorbesc. Dar eu am fost și bolnăziorul. Eu am fost, când eram în școală, aveam pripeci. Cădeam pe jos, amețeam tare. Dar bine, muream de când eram. De chin și de o scândem. Lidia Parașciuc a avut curajul să ne povestească prin ce a trecut. Mereu a fost arătată cu degetul. Crăcănată. Și pădurea astfel de cuvinte? Ei, dar cum? Ia uite, ei vine crăcănată la vale. Că eu când mă cem la deal, la puș, când vinem la vale. Ia uite, ei vine crăcănată la vale, vine și mitică, băi. Și treia vine și mitică. Iar din cauza sărăciei a fost nevoită să plece la Moscova, să stea cu mâna întinsă. La Moscova, la prihoade eu mă duceam. Și ce făceați? Șirem. Pămăghete, lui de drobri, ce vă mărți. Lui de dobri, pămăghete, pajarsă, ce vă mărți. Spasivă, dai-vă Bogu zărovi. Întreaga istoria Lidiei Parașciuc o aflați duminică de la ora 18 la Femeile Vorbesc.